Bine v-am găsit la un nou episod din seria mea de GTA San Andreas Multiplayer. Astăzi începem în forță ziua, pentru că avem desigur un contract la Orizont pe care suntem hotărâți să-l împlinim desigur, să-l asasinăm, să-l facem frumos de tot. După cum vedeți, este dimineață, chiar 10:23, vreau să spun. Sunt trezit de 4 ore, am scris o leacă pe la fizică, pe la chimie, să-mi bat piciorul, a trebuit să învăț să scriu, că altă treabă ce să faci sâmbătă și duminica. Am avut un weekend extraordinar de frumos, vreau să spun. Am avut 5 meciuri la handball, că știți că eu sunt la handball, fac handball de mult timp. Așa, meditațiile cu ai de viața mea, nici nu vreau să-mi amintesc. Și desigur, m-am apucat să filmez și s-auzea așa vâjitul, parcă era un musculiț, așa s-auzea. Deci m-am chinuit să filmez 10 minute, ca, pentru ce? Pentru ce? Ca să acum de, stăm să filmăm altul acum, ce, cât să fă și noi? Cât să fă? N-avem cât să fă. Și sper să facem contractul ăsta cât de repede, pentru că vreau să începem săptămâna în forță, cu primul nostru contract pe săptămâna aceasta, desigur. Vreau să facem chiar și The Silent One, dacă putem, dar nu cred că vom putea, pentru că ăsta se mișcă de zor aici. Mai frumosule, unde te-ai duce? Tu nu te înțeleg, măi. Te duci la gift, așa-i? De fapt, nu te duci la niciun gift. Am luat mai din ei, am luat giftul. Am primit 2 RP-uri, vă dați seama, 2 RP-uri. Acum, ce să facem și noi? Mă, stai acolo, mă. Mă, de ce ești tu așa, mă? Să vedem ce contract facem noi acum. Un contract de pomină. Să ne vadă ăsta așa frumos, cum zburăm deasupra lui. Dar n-are cum să ne vadă, pentru că este la o altitudine destul de mare, vreau să spun. Aoleu, mă dea cu somn, de ce? Ia uitați, deja îl vedem aici, vedeți aici în stânga, jos, cum se plimbă el acolo frumos pe lângă căsuțele ăștia de la plajă. Măi nebunule, tu care ești nebun, măi nebunule, care ești nebun, puteți să-și pe plajă, ești mare și mecher tu acum. Ia să mergem noi pe dealership, poate te vedem de acolo. De fapt nu pe dealership, pe clădirea asta de lângă dealership. Posibil să-l vedem și să-l asasinăm, desigur că da. Haide, aterizare forțată! Aterizare frumoasă, vreau să spun. Acum să-l căutăm pe acesta. Unde ne este victima? Măi, victimo! Unde ești, măi, victimo? Ha, cred că ești pe aici, pe undeva. Firar ceapa. De ce avem prototipul on? Nu știu. Hai, mă, firar ceapa ta să-ți fie. Unde te-ai dus? Vino înapoi și luptă ca un bărbat. What the fuck? Oh my fucking god. Deci vă rog frumos, aici sunt imagini plus 18, vă rog frumos să nu vă uitați. Acestea au fost niște secvențe. Dar nu puteam ține. Dar asta n-am văzut-o în viața mea, să fiu anaibă, dar am văzut-o în viața mea. Sper că nu vă supărați dacă fac așa ceva. Dar n-am ce să facem, pentru că... Unde era Gagica? Uitați Gagica. Mamă. Dar tu de unde ești, fata, aici? Măi, frumoasă, măi. Oh my fucking god. All girls. Bă, e bună și asta decât nimic. Acum să recunoaștem. Bun, să revenim la firar ceapa ta. Bun, am revenit la poziția noastră inițială, desigur. Am luat sparrow, am venit înapoi și acum să-l vedem. Ia uitați-le aici cum stă el frumos, AFK-a. O face acum un contract ca la carte. Cum face un hitman un contract și da, l-am făcut desigur pentru a doua oară. Pentru a doua oară am făcut acest contract. Nu că mi-a mai picat parcă. Ieri mi se pare mi-a mai picat ăsta odată. Omă frumosule, ho, du-te înapoi la sparrow tău, să nu sparrow. Măcar să-i dăm respawn, ziceam și așa, măcar să-i dăm râzul. Deci mi-a plăcut foarte mult acest contract, n-am ce comenta, mai ales fata asta aici, deci mai merem o dată la ea, deci nu mă pot abține, what the fuck was that? Deci, după cum vedeți, la mine
În videoclipuri puteți vedea absolut la ce nu aștepta. De deci ce asta, imaginea asta, de când joc eu Sam, n-am văzut-o în viața mea, sau GTA San Andreas, vreau să spun. Deci n-am văzut-o never. Bună, Gagica. Dar are față de bărbat, ați văzut? Cu Samon exact ca un bărbat, lol. Da, ceva frumos, n-avea ce să spun. Așa ceva poți vedea numai pe You Society. Sau o fi din textură. Asta nu se știe. Bun. Vă merge acum la casa noastră, unde vă voi arăta toată averea mea de la casa aia frumoasă. Am o casă extraordinară. Veți vedea imediat, în câteva momente. Am fost destul de rapizi, după cum se vede, da, foarte, foarte rapizi. Ia uitați aici frumoasa casă a lui Carl Johnson, desigur, și avem și garaj activ, cum să nu avem. Și eu nu mi-am pus mașina aici, deci e ceva extraordinar. Uitați aici. Bă, bine, că te-o bugă așa acum. Uitați aici interior frumos, frumos de tot, ca de gangster. Ceva nemai văzut, așa ceva. N-ați mai văzut așa ceva, casă foarte, foarte frumoasă. Un interior pe măsură, deci de HQ de gang-uri. Puteți să dați și order în casa mea, desigur. Pentru că suntem șmecheri și puteți da order toată ziua, până ziua puteți să dați. Dar la Hime nu cred că merge, dar la gang-uri merge sigur. Bun. Cam ce fain să găsim și noi mașinuța. Cred că știu pe unde se află, cred. Să mergem totuși pe la ea, să vedem ce mai face și ea. Buletul nostru șmecher care arată ca un Ferrari, cred. Uitați-l aici frumos, parcat aici pe acoperișul casei lui Modoc. Lui Modoc e? Lui Modoc. Fost meu sub lider tău Tracompany. Ce vreme frumoase, lider tău Tracompany. Uitați aici un bulet extraordinar. Haideți să parcăm și să ne vedem de treaba noastră. De fapt era deja motorul pornit, nu știu de ce era pornit deja. Da, cred că merge și așa. Bun. După cum vedeți și aceste semnalizări, deci pur și simplu le ador. Mulți vor să le scoată, dar văd că mie nu-mi fac chiar deloc lag, nu-mi fac. Chiar vreau să mai fie valabile. Uitați cât de șmecheri sunt. Deci le activați pe Q și E. Șpac. Ați văzut frumos? Și dacă dați proteția de la mouse, obțineți avarii, desigur. Foarte frumos. Sunt gen ca niște girofare, așa parcă. Dar mai era încă o comandă de pune girofare, mi se pare, dar trebuie să fim PD. Trebuie să fim Police Department ca să poți să le pui, știi? E ceva foarte, foarte frumos. Avem și Wanted. Poliția nu sunt deci niciun polițist on în afară de Maddox, care e de fapt liderul de la SFPD. Care este și admin 2, care este și prietenașul nostru, care ne-a ajutat mult, ne-a ajutat. M-a ajutat, am avut niște probleme aici la filmare. M-a ajutat foarte, foarte mult, îi mulțumesc. Și acum îi mulțumesc. Haide mă. Ia să-i punem noi o leacă în nos, cum să le punem noi o leacă în nos. La buletul nostru, incredibil. Hai măi. Bagă nitro. Bagă nitro. Hidraulice. Merg și hidraulicele. Hai, tata, hai. De ce te miști, mă, așa? Se mișcă cam. Ziceam eu cum. Și, hai, micuțule, hai, băsirianule. Am totul la mașină. Bă, ești nebună la cap. Cristi Stavalahu e, de fapt, leu, fostul lider de la News Reporters, la... Văd că, ia mă să vedem ăla kill helper 2. Uite bă, ăla helper 2 băiatul, bravo lui. Mamă, deci să stai tu 4 luni de zile helper 2. Da, vreau să spun că mi-am făcut și treaba, m-a și ajutat. M-a ajutat totuși, n-am fost chiar așa un terchia-berchia, vreau să spun. Ia să vedem noi pe unde era mă căsuța noastră, în Grove Street, parcă Grove Street. Nu, hai da, pe aici, sigur. Aș intra din nou în PD, totuși, să mai luăm niște carnete. Deci, am o poftă așa de carnete. Îmi va reveni mie pofta mai târziu puțin și ne vom apuca. Ori, cred că vom intra în PD mai mult ca sigur.
Și vom lua la carnete. Cum să nu luăm noi carnete? Doar suntem oameni de carnete. Noi nu suntem... suntem oameni de contracte și de carnete. Noi, cum s-ar spune. Hai, mă, frumosule, mă, intră aici frumos. Hai. Parcă mai ești frumos în garaj. Toate cele bune. Parc, desigur. Ala-i, tati. Ce mai vrei mai mult de atât? Ceva extraordinar. Deci sunt cam realizați pe aici. Și mașină și casă, ce mai vrei. Am avut și bizul carcolor pe care l-am dat, desigur, cu vreo 12 caca, dacă nu mă înșel. Am făcut ceva bani, am făcut o țără. Bun. Și cred că acesta a fost și episodul de ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal, nu uitați să lăsați un like, să continuăm și noi seriile frumos. Eu oricum chiar le continui. Nicio supărare. Eu sunt The Rage, a.k.a. Ștefan. Ne vedem data viitoare. La revedere, măi frumoșilor, măi, la revedere. Ia uitați aici, fac frumos ce ne merge modul, vedeți ce ne merge nouă modul, cum să nu ne meargă.